De ce întrebăm de ce? Îndată, tatăl copilului a strigat cu lacrimi: "Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele." Marcu 9:24. Te-ai aflat vreodată într-o situație tragică în care să-L întrebi pe Dumnezeu: "De ce? De ce mi se întâmplă asta?" Să ne imaginăm pentru o clipă că Dumnezeu chiar răspunde la această întrebare. Explicația sa va schimba ceva? Efectele tragediei ar fi încă prezente, iar durerea ar fi la fel de puternică cum era înainte. Ce ai fi obținut? Când îi punem lui Dumnezeu această întrebare, cred că ceea ce întrebăm cu adevărat este: "Doamne, mă iubești? Vei avea grijă de mine în necazul și durerea mea? Nu mă vei lăsa singur, nu-i așa?" Este posibil să-i cerem explicații din cauza că ne temem că lui Dumnezeu nu-i pasă cu adevărat de noi? Mai degrabă trebuie să învățăm să spunem: "Doamne, cred. Nu înțeleg și probabil că niciodată nu voi înțelege toate motivele pentru care se întâmplă lucruri rele. Dar știu cu certitudine că mă iubești și ești cu mine mereu." Cred că adeseori este nevoie de mai multă credință pentru a trece biruitor printr-o situație decât pentru a fi scăpat de ea. Puneți credința în Dumnezeu și vei ieși la celălalt capăt mai puternic. Rugăciune. Doamne, eu cred în Tine chiar și atunci când circumstanțele încearcă să-mi umple inima cu îndoială. Ajută-mă să-mi amintesc de dragostea Ta pentru mine și să-mi pun credința în Tine, indiferent de ce se întâmplă.